Bună ziua tuturor! Multă vreme a trecut de când nu ne-am mai văzut la această miniserie de recomandări literare. Fai, Doamne, e așa de cald! Da, de fapt în această zi caniculară de vară, luna lui cuptor, luna iulie, eu stau și-mi încing creierii încercând să mai scot, să scot așa idei pe gură despre o cărticică care nu pot să zic neapărat că mi-e dragă, dar autorul îmi este foarte drag, deja îl vedeți aici. Deci nu mai are nevoie de prezentare, vorba de Ion Creangă. Da, cam asta este. Prin această carte, mă iertați, trebuie să beau o leacă de apă, că e infernal. Aici la apartament. Da, spun că prin această carte este pentru prima oară în cariera mea de cititor ambulant, când dau de acest, când mă interesează acest gen literar, și anume corespondența, genul epistolar, corespondență. Nu știu să mai am, cred că am mai luat ceva în biblioteca mea, acum mă uit, scrisori. Nu, că n-am volumul lui Seneca, pe care mi-l doresc foarte mult, scrisor către Luciliu. Mai am ceva de la George Toprcean în sensul ăsta, memorii, jurnal de călătorie, amintiri din război. Dar nici pe acela nu l-am frunzărit, adică nu l-am citit unde a ajuns de bine. Acum cu, deci de fapt Ion Creangă e singurul autor care l-am frunzărit mai în detaliu, cum spun eu, pentru acest gen. Deci aceasta este cartea, este vorba de Ion Creangă, scrisori, editura Princeps Edit, Princeps Edit 2006 la Iași. Și de fapt, acesta este titlul provizoriu, căci pe spate vedem că titlul complet pe care îl vedem și pe pagina de gardă. Deci aici întâlnim așa, scrisori către Mihai Eminescu, Vasile Conta, Titu Maiorescu, Iacob Negruții, Nicolae Gane, Ioan Slavici și Acecuza și Mihail Cogălnicianu. Da, nume mare a literaturii din zona Moldovei. Bine, Slavici n-a din partea vestică, dar singurul pe care nu-l cunosc, nu am citit nimic, nici măcar ca simplu așa lectură despre cine este personalitatea, e vorba de Acecuza. Doar în corespondența lui Eminescu cred că am mai văzut acest nume Acecuza și am înțeles că a fost tot așa un poet care a apucat, cred că perioada interbelică, dar nu sunt foarte sigur, nu mai țin minte. În rest, cred că din toți am citit câte ceva. Bine, Titu Maiorescu nu prea, decât așa orientativ, Mihail Cogălnicianu la fel. Slavici, da, Iacob Negruții are un teatru foarte frumos, Iacob Negruții. Nicolae Gane, proza lui, deși încerc să fac roșii de poezia lui. Mihai Eminescu, nu mai spun. Vasile Conta, filosofia. Și cam asta e. Și mai are aici, și aici văd că nu o pus în pagina de gardă cum este aici jos, are și scrisorile către familie. Cum dăm pagina, vedem aici o fotografie rară a lui Ion Creangă împreună cu acest Acecuza și cu un Ena Bogdan care nu-mi spune nimic, la Slănic, Moldova, în 1885.
Bun, am prezentat cartea asta din imagine, nu știu, cred că e un condei vechi, așa se cheamă, cu cerneală și cu peniță, nu știu, dar nu mai țin minte dacă cel din fotografie e chiar cel de la Bojdeu, că deci chiar nu știu, s-ar putea. Bun, deci am spus că autorul nu are nevoie de nicio prezentare, adică este studiat în școli până la urmă, creangă. Bineînțeles, veșnicul basm studiat harapalb, dar bineînțeles el este mult mai mult de atât. Pe creangă cred că eu l-am citit când eram mic, dar de fapt nu l-am citit când eram mic, îmi citea tatăl meu înainte de culcare, chiar și când aveam vârsta de 5-6 ani mai citea câteodată înainte de culcare, chiar am, tati, tati, citește-mi și noi de înainte de culcare, cum eram eu așa când eram micuț tare, dar chiar și până la 6 ani, cred că de la 5 ani jumate am început și eu să citesc un pic din Creangă. Mie mi-a plăcut Danilă Prepeleac, Cinci Pâini, Povestea unui om leneș, și cam atât mi-amintesc eu din ce am citit. Da, Punguța cu doi bani, Harap alb, scuzați. Da, cam asta e. Dar acum, abia la vârsta mea de 26, bine, cred că am de un an cartea asta, cred că am de un an, de când aveam spre final de 25 mi-am luat-o odată. Cred că se apropia ziua mea, dacă nu mă înșel, și am zis că am găsit-o din întâmplare doar cu 3-4 lei într-un anticariat din ea și am zis că, hei, creangă, de ce nu? Uite, gen epistolar. Am fost foarte curios de corespondența dintre el și Mihai Eminescu, bineînțeles, în cartea asta doar corespondența lui Creangă, în volumul de publicistică și corespondența Eminescu, am și acolo Eminescu către Creangă. Dar haideți să citim o leacă să vedem de ce este frumoasă și de ce recomand eu cartea aceasta. Și am să vă citesc câteva rânduri din prefața cărții, care este scrisă de domnul Daniel Corbu, scriitor, ieșan, contemporan și care încă activează. Ion Creangă în ipostază epistolară. S-a vorbit destul de puțin despre Ion Creangă în ipostaza epistolară. Ce-i drept, scrisorile păstrate de la Creangă sunt puține. El preferea confesiunea orală celei prin scrisori, iar moda jurnalului încă nu se impusese la noi, deci încă nu a început la noi. În cele 30 de scrisori care se cunosc, Creangă este la fel de fermecător ca și în operă. Stilul este frust, fără multe arabescuri, dar se mențin toate semnele păcatului de povestariu. Pentru că Ion Creangă este tipul dialogic. Monologul fiind exclus, el se adresează mereu, iar în scrisori, mai mult ca oriunde, este evidentă funcția terapeutică și catarctică a confesiunii. Atât în scrisorile familiale, și aici dă exemplu Elenuța, sora lui, unchiul Gheorghe Creangă sau Tinca, cât și în cele către prieteni și oameni de litere, adică Conta, Maiorescu, Iacob Negruții, Cogălnicianu Eminescu Gane, Ace Cuza și Slavici, se întâlnesc destule elemente ale celebrei oralități a lui Creangă. Da. Mai dați un pahar de apă. Da, într-adevăr am regăsit aceste noțiuni, câteva chestii care se... N-am citit toate scrisorile, cele de familie nu prea m-au interesat. Creangă este celebrul pentru acea oralitate a stilului și aici am să rog elevii care au terminat a 12-a sau cei care intră acum în clasa 12-a și urmează bacul să mă judece că ei au de studiat harap alb.
Oralitatea stilului, dacă nu mă înșel, însemnau acele expresii ale vremii care le folosea el într-un limbaj pe care el îl concepuse un pic academic, dacă nu mă înșel, adică a fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar mai povesti, adică acele expresii care se foloseau de fapt în satul românesc al secolului XIX sau în orașe, mă rog, la început de secol, când se vorbea foarte mult, când spunea o poveste, e, păi a fost odată, moșu tati, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Și diferite expresii pe care le mai punea, deci nu mai țin minte cât era un harapal cu vezi tu vezi harapal, dar tot mai bine e să nu știu cum, nu știu cum, dar ferește-te de omul roș, de omul spân, nu știu dacă e una din asta, dar ceva, cele care erau un pic mai ciudate, așa, ca un ar vedea, povestire, povestire, descriere, descriere, narațiune și apoi, hop, o expresie de asta care cumva te scotea din elementul scriitoricesc și te făcea să crezi ca și cum creangă chiar îți vorbește. Și asta mi se pare frumos că am regăsit câteva noțiuni și elemente, adică se găsesc destul de des în scrisori. Sper să nu mă apuce plânsul, dar vreau să încerc să vă lecturez. Am zis eu că la câte scrisori sunt în volum, adică destul de puțintele, și am zis ca să legăm de o personalitate pe care o știm, să citesc una din cele trei scrisori care se află aici către Mihai Eminescu. Eu au fost prieteni, cred că am impresia, din 72-73, dacă nu mă înșel, când Eminescu își petrecea foarte mult timp la Bojdeu, împreună cu Creangă. Dar, mă rog, astea sunt elemente care oricum se găsesc, tablouri biografice se găsesc cu carul pe internet, în volume, în preface, sigur, toată lumea, majoritatea dintre voi cred că aveți un volum de Ion Creangă, amintiri, povestiri sunt celebre, se găsesc peste tot, nu ducem lipsă de asemenea volume. Hai să vedem către Mihai Eminescu. Aici începe rubrica scrisori către prieteni. Deci la pagina 24, chiar aproape jumătate din carte. Bădie Mihai, ai plecat și mata din Iași, lăsând în sufletul meu multă scârbă și amăreală. Să deie Dumnezeu să fie mai bine pe acolo, dar nu cred. Munteanul e frate cu dracul, dintr-un pol el face doi. Și apoi dă, poate nu-s cu inima curată când grăiesc de fratele nostru că-i cu dracul în loc să fie cu Dumnezeu. Dar iartă și mata, căci o prietenie care ne-a legat așa de strâns nu poate să fie ruptă fără de ciudă din partea aceluia care rămâne singur. Această epistolie ți-o scriu în cerdacul unde de atâtea ori am stat împreună, unde mata, uitându-te pe cerul plin cu minunății, îmi povesteai atâtea lucruri frumoase, frumoase. Dar coșcogea minte om ca mine, gândindu-se la acele vremuri, a început să plângă. Bădie Mihai, nu pot să uit acele nopți albe când hoinăream prin Ciric și Aroneanu, fără pic de gânduri rele, dar din dragostea cea mare pentru Iașiul nostru uitat și părăsit de toți. Și dimineața când ne întorceam la cuibar, blagosloviți de aghiazma cea rară de prihană și atât de iertătoare a tincăi, care ne primea cu alai, parcă cine știe ce nelegire am făptuit și noi. Ți-aș scrie mai multișor, însă a venit Enăchescu și trebuie să plec cu dânsul la topografie. Cu toată dragostea, Ionică. Ieși, 1877, decembrie. Da, că Eminescu, cred că din 75 plecase la București pentru să lucreze pentru ziarul Timpul și în 77 era foarte activ politic cu publicistica, cu războiul de independență.
Da, și mai sunt foarte scrisori haioase când vorbește cu prietenii, cu membrii de familiei, emoționante când îi mulțumește lui Maiorescu pentru lectura care o avuse la nu mai știu ce povestire și că o roagă să o trimit înapoi ca de îndată, cu spel de îndată să o trimit să o public. Da, deci avem aici elemente ale oralității stilului, dar Coșcoge aminte om ca mine, cred că este face parte din oralitatea stilului. Ți-a scrie mai multișor, adică deja chestii personale care intervin. Așa. Da, el este, simt aici că este un dialog, parcă Creangă chiar s-ar uita la mine și mi-ar spune toate chestiile acestea. Toate vorbele lui frumoase. Da, cam asta este spus despre această carte. Creangă a fost și un om cu foarte mult simț al umorului, adică să fim serioși, el împușca ciori în curtea bisericii 40 de mucenici de la noi din Iași. După care a fost, i s-a mai dat o șansă, cred că așa era, că fost numit diacon la mănăstirea Golia, au fost dat afară și de acolo. A venit la Bojdeu ca de la noi din Iași, când perioada aceasta cea mai neagră a vieții, și apoi l-a cunoscut pe Mihai Eminescu și Ion Creangă îi datorează toată opera lui Eminescu, pentru că acesta din urmă i-a spus să scrie, frate, că tu scrii bine. Și așa Creangă a prins curaj și a scris toată opera, toate amintirile și a rămas unul dintre cei mai iubiți autori în materie de literatură pentru copii, dar nu numai. Da. Vă mulțumesc că după atâta timp în care nu am mai fost prezent cu această miniserie, m-ați urmărit, vă invit la un like, la un share, dacă v-a plăcut, comentarii, bineînțeles, sunt binevenite. Nu știu când voi mai posta de acum, iarăși cred că poate va mai trece. Sper eu că totuși nu chiar atât de mult timp față de cum a trecut față de primul episod. Dar trebuie să pregătesc o trilogie Shakespeare pentru Festivalul Medieval de la Alba Iulia și trebuie să mai construiesc un ultim omențel cu tovarășul meu aici de față, Otacar, pe numele lui, că așa și-au numit marioneta. Și trebuie să lucrez și celelalte două momente pe care le puteți vedea, bineînțeles, pe canalul meu de YouTube. Este vorba de monologul lui Ion Țactorie și monologul lui Iago pe păpușa tip Muppet. Bun, eu vă mulțumesc. Dacă veniți cu propuneri din ce idei mai am și eu, dacă vreți să auziți de un anumit autor, mă mai gândesc la teatrul lui Terențiu, aș vrea să spun câte ceva despre Eunucul într-o zi sau poate despre altă piesă să mai citesc. Despre teatrul lui Plaut aș vrea tot pe comedia antică latină, aș vrea să o reiau. Ce idei mai aveam? Fabulele lui Leonardo da Vinci, aș vrea să fac un episod, probabil rimele lui Michelangelo chiar. Așa, și din literatura română aș vrea să mai iau ceva, dar nu știu exact ce aș mai lua din literatura română. Probabil un Vasile Voiculescu să fac pe poeziile lui ceva, dar nu știu, rămâne să mă gândesc. Cel mai proaspăt acum întipărit în minte este Terențiu și aș vrea pe el, am simt asta că ar trebui să mă axez pe următorul episod pe el. Dar nu se știe niciodată ce mai citesc, peste ce mai dau. Vă urez o zi, seară, dimineață, orice plăcut. Peace.